No, bună ziua, oameni buni! Acest videoclip este îndeosebit pentru cei ce mă urmăresc din România, pentru urmăritorii mei din România, pentru apropiații mei, cunoscuții mei, tovarășii mei de învățătură. O să vă dau de știri la un lucru ce este neașteptat, dar nu este întâmplător, și anume că am plecat din România. Și această plecare nu este ceva așa de o zi, de două, de o săptămână, de două. Eu m-am mutat din România, m-am mutat în Canada și nu este, cum am spus, nu este ceva întâmplător, căci de 2 ani de zile se tot fac pregătiri pentru plecarea asta. Da, o să-mi fie dor de cei ce am lăsat în urmă în România, de aceea poate că asta este o pricină din care încă fac videoclipuri și încă pun pe YouTube lucruri despre viața mea aici și o să pun și de acum încolo ca să nu vă dau prilejul să mă uitați, să vă dau însă prilejul de a mă urmări și aici fiind și de a vedea cum este viața mea aici și cum trăiesc eu aici. Eu aici trăiesc în, cum să spun, ca un fel de sătuc. Este departe la o poștă, depărtare de oraș. Și este departe de chiar de orice târg sau bazar, sau este un sătuc cu câteva căsuțe, atât, n-are nici târg, n-are nici armaroc, e mai ciudat locul ăsta, ce pot să spun eu. Însă am pădure, am casă, am aici grădină, am copaci unde să mă urc. Asta este, cum să spun eu, este o pricină pentru mine să-mi placă locul. Însă nu-mi place că i-am părăsit pe cei ce am lăsat în urmă România. Acum, nu eu am venit cu gândul să ne mutăm, nu eu am venit cu gândul ăsta și nici n-a fost, firește, deveneam eu așa, mai că hai să ne mutăm, mai să plecăm în Canada. Mi-aș fi spus, du-te de aici, ce să, cum să plecăm, că și eu mi-aș dori să plec nu știu unde, în Thailanda sau mai știu eu unde. Însă acum că s-a nimerit prilejul ăsta și nu o să intru chiar în amănunte, că amănunte sunt multe de dat, nu o să intru în amănunte, însă vă spun că mi-este bine aici, eu mă simt bine și până la urmă asta este cel mai însemnat lucru, să-mi fie bine unde sunt și să vă fie și vouă bine fără mine, să nu vă fie prea mult dor, poate văzându-mă acum vă mai pierde două roleacă. Deci cam asta a fost, vă las cu bine, vă doresc toate cele bune, o viață plăcută și bună, poate chiar mai bună decât a mea acolo unde v-am lăsat și vă doresc sănătate, noroc în viață și o zi plăcută, vă spun. Cam asta a fost, ne vedem data viitoare.